Omul nu poate obține ceva prin rugăciune dacă nu s-a rugat cu anumită dispoziție sau cu anumită credință, dacă nu și-a trăit într-un fel rugăciunea. Trebuie evitate sporovăiala, cererile neînsemnate, urmărirea bunurilor pământești și mai ales trebuie avut grijă ca la rugăciune sufletul să nu fie mânios și nici tulburat. Nu putem fi râvnitori la rugăciune dacă nu ne-am curățit mai întâi inima. Nu va dobândi iertarea păcatelor cel care nu iartă din adâncul sufletului pe fratele care l-a supărat. În timpul rugăciunii, sufletul trebuie să fie liberat de orice preocupare străină rugăciunii. Cred că cel care se roagă așa cum trebuie și cât mai bine cu putință, va avea mare câștig de pe urma rugăciunii. Mai întâi, cel care se dăruiește rugăciunii trebuie să-și creeze o stare lăuntrică prielnică rugăciunii, gândindu-se că se află în fața lui Dumnezeu și că îi vorbește ca unuia care este acolo și l-ascultă. Sunt anumite imagini și amintiri care tulbură imaginația și sufletul, năpădindu-le. Dimpotrivă, este liniștitor să ne amintim de Dumnezeu în care credem, care cunoaște cele mai tainice mișcări ale sufletului nostru, care le vede pe toate și care cearcă inimile și cercetează rărunchii fiecăruia. Săvârșirea binelui și împlinirea poruncilor fac parte din rugăciune. Se roagă neîncetat numai acela care leagă rugăciunea de faptă și fapta de rugăciune. Este singurul mijloc de a ne ruga neîncetat. Aceasta înseamnă să socotim viața unui sfânt o lungă rugăciune neîntreruptă, iar ceea ce în mod obișnuit numim rugăciune nu este decât o parte din această viață de sfânt. Rugați-vă pentru lucrurile mari și cele mici vi se vor adăuga. Rugați-vă pentru cele cerești și cele pământești vi se vor adăuga. Spre deosebire de bunurile duhovnicești și adevărate, bunurile pământești au un preț neînsemnat. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să imităm rugăciunile sfinților pentru ca noi să obținem în realitate ceea ce ei au dobândit ca imagine și pentru a ne aminti că modestele bunuri pământești nu sunt decât niște simboluri ale bunurilor cerești. Atunci când la rugăciune cerem bunuri pământești și trecătoare, îl nesocotim pe cel care a poruncit să-i cerem bunuri cerești, adevăratele bunuri și căruia nu-i place să dea bunuri pământești și trecătoare. Când un om ne dă un obiect, nu putem spune că el ne dă nouă umbra acestui obiect, deoarece nu intenționează să ne dea două lucruri separate, obiectul și umbra sa, cea din urmă venind în mod necesar odată cu obiectul. În același fel stau lucrurile și cu marile binefaceri pe care ni le face Dumnezeu. Astfel, putem spune că pentru sfinți, bunurile materiale nu sunt decât umbra celor duhovnicești, mărețe și cerești, date lor din voia lui Dumnezeu spre a le fi de folos. Domnul lucrează întotdeauna cu înțelepciune, chiar dacă nu cunoaștem pricina tuturor binefacerilor sale. Nu este de mirare că cei care primesc bunurile care au asemenea umbre nu dobândesc toți aceeași umbră și unii nu dobândesc chiar niciuna. Cei care meditează la aceasta pot întâlni același fenomen și în trupurile lor. La momente diferite din zi, gnomonul fie nu arată nicio umbră, fie prezintă umbre scurte, fie umbre prea lungi. Deci nu trebuie să ne mirăm dacă înțelepciunea divină care ne acordă bunurile cele mai de preț hotărăște din anumite motive tainice care ne depășesc și în funcție de stările celor care le primesc să nu fie însoțite de nicio umbră sau la unii să prezinte o umbră mai mare sau mai mică.
Cel care caută razele binefăcătoare ale soarelui nu se va mai neliniști deloc la ivirea umbrei după ce le-a găsit, din moment ce a dobândit esențialul. Cel mai interesează prezența sau absența umbrei sau dacă este lungă sau scurtă, la fel stau lucrurile și cu noi. Dacă avem bunurile spirituale, dacă Dumnezeu ne-a luminat și ne-a arătat cum putem obține adevăratele bogății, puțin ne mai încălzește un lucru atât de trecător ca umbra. Toate bunurile pământești, toate frumusețile trupești nu sunt decât o umbră ușoară și trecătoare pe lângă bogățiile mântuirii și ale sfințeniei, bogății ce ne-au fost dăruite de Dumnezeul întregii lumi. Trebuie deci să ne rugăm pentru a dobândi bunurile esențiale și cu adevărat mărețe, și anume cele ale cerului. Trebuie să lăsăm în seama lui Dumnezeu umbrele care însoțesc aceste bunuri, căci El știe de ce avem nevoie mai înainte de a-i cere noi.